În Evanghelia după Luca la capitolul 18 cu versetul 27 stă scris Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Era o zi minunată și proaspătă de primăvară. Împreună cu alți câțiva, spune autoarea, făceam o dulmeție de 30 de minute pe un deal mai abrupt. Avea să reușească și copilul nostru de patru ani? Voiam să reușească. Se zice că un copil de trei ani poate ajunge la fel de departe cât un adult, doar că nu atât de repede. Pe măsură ce ne croiam drum pe terenul abrupt, fetița mea mă ținea de mână. A cerut să fie luată în brațe, dar am lăsat-o să meargă pe jos, distrăgându-i atenția cu lucrurile din jur. După o pauză, am abordat cea mai abruptă parte a urcușului. Mersul era nevoios. Iar ea a zis că o dor piciorușele, dar am continuat să o încurajăm, și a reușit să ajungă în vârf. Ce deal urci, Asi! Ce provocare te urmărește! Te întreb dacă vei reuși? Isus te încurajează spunând că El te va ține de mână. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. În cartea Isaia, la capitolul 42, cu versetul 6, scrie Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână. Cu mâna ta, între lui, vei reuși. Gândește-te la o situație care ți se pare imposibil de rezolvat în acest moment. Apoi, ia-ți un minut să-i o lui Isus, în întregime. Poate că pare că nimeni altcineva nu se zbate să urce pe dealuri abrupte și ești tentat să renunți sau să crezi că Dumnezeu nu te poate ajuta cu acea problemă. Ține minte, de prea puține ori cunoaștem luptele interioare duse de ceilalți, lacrimile pe care le varsă în tăcere. Dar Dumnezeu este credincios. El ne-a promis că nu ne va lăsa să ne înfruntăm singuri munții. Prezența Tatălui l-a înconjurat pe Hristos, și nimic nu s-a abătut asupra lui, în afară de acea dragoste infinită, îngăduită pentru binecuvântarea lumii. Acolo era sursa lui de încurajare, care este și a noastră. Cel care este umplut de Duhul lui Hristos se supune în Hristos. Orice ar veni asupra lui este de la Mântuitorul, care îl înconjoară prin prezența Sa. Nimic nu-l poate atinge decât dacă este îngăduit de Domnul. Toate durerile și suferințele noastre, toate ispitele și încercările, toate tristețile și necazurile noastre, toate prigonirile și privațiunile, pe scurt, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Toate experiențele și situațiile reprezintă lucrătorii lui Dumnezeu prin care binele este.